Iarna bate la ușă, iar culturile perene au nevoie de o ușoară grijă ca să treacă cu bine peste temperaturile cu minus. De exemplu, lavanda. Dacă aveți culturi de lavandă, trebuie să știți că aceste plante frumos mirositoare, deși nu sunt pretențioase, au nevoie să fie săpate înainte de venirea zăpezii. Și ca să nu sufere din cauza frigului, specialiștii vă recomandă să adunați grămăjoare de pământ în jurul tufei. Apoi puteți sta liniștiți până la primăvară. Dacă vor fi totuși câteva plante mai slabe, ce nu vor rezista peste iarnă, acestea pot fi înlocuite imediat ce timpul se încălzește și trece pericolul de îngheț. Nu vă faceți griji că vă va fi afectată cultura de lavandă, pentru că aceste plante înfloresc chiar din primul an în care sunt puse în pământ. Lavanda e o plantă căreia îi place căldura și nu suferă într-un sol secetos. Deși este o plantă mediteraneană, lavanda s-a aclimatizat bine în România. Drept urmare, o regăsim în toate regiunile țării. Chiar dacă nu e pretențioasă, există câteva reguli care trebuie respectate de cultivatori, astfel încât cultura de flori MOV să treacă cu bine peste sezonul rece. De obicei, lavanda este rezistentă. Ca atare este al treilea an. Sigur că n-au fost așa ierni foarte friguroase, dar ca o pregătire ar fi mușuroirea tufelor, deci adunarea pământului de jur împrejurul tufei pentru a proteja rădăcina de îngheț. În general, ea, pe măsură ce se dezvoltă, ce trec ani, ea își dezvoltă un sistem radicular foarte adânc și bine dezvoltat. Și nu ajunge frigul la nivelul rădăcinii. Culturile de lavandă au devenit idei de afaceri îmbrățișate de tot mai mulți fermieri sau tineri care au decis să facă business cu flori. Investiția nu e foarte mare, depinde ce suprafață se cultivă. Pe 10 ari de teren, de pildă, intră 2000 de butași. În general, prețul unui butaș e în jur de 2 lei, dar pe lângă materialul săditor mai intervin și alte costuri, cu forța de muncă și cu lucrările agricole necesare pregătirii terenului. Dacă vreți să vă înființați o cultură de lavandă, dar nu știți exact ce trebuie să faceți, puteți apela la specialiștii Universității de Științe Agricole din Cluj, care oferă consiliere, mai ales că aceștia, împreună cu studenții, cultivă o parcelă de lavandă în scop didactic și de cercetare. Am căpătat o anumită experiență și sigur că vrem experiența noastră să o dăm și la alții. Nu ține numai pentru noi. Lavanda poate fi comercializată relativ ușor. Folosită în industriile cosmetică și farmaceutică, lavanda poate fi vândută sub mai multe forme. Ulei, săculeți parfumați, apă de lavandă, săpunuri sau chiar buchete de flori.